Guten Morgen, vă spun de aici, din localitatea asta mică unde suntem cazați. Am trezit, am băut capeluța și mergem la plimbare. Mergem în orașul Würzburg, e un oraș mai mare aici în zonă, și să vedem ce se întâmplă acolo, cum arată orașul, să vedem ceva puncte de turism și, evident, viața de zi cu zi a localnicilor. Na, ne-am și pus la drum, mergem cu un BMW de aici, din Germania, plecăm din localitatea asta mică spre Würzburg, orașul mai mare. Ia uitați cum arată străzile pe aici, seamănă cu ceva Sighișoara, ceva de genul, locurile pe unde a pus și în România, clar. 15 km avem până în Würzburg, mergem să vedem cam ce e de vizitat pe acolo, locurile importante. O să urcăm spre seară și într-un loc unde e un viewpoint foarte frumos asupra orașului, așa că astăzi avem activitate, evident că ne vom opri și pe la o terasă să bem o berică de asta nemțească adevărată. Între timp, aici la ieșirea din localitatea asta mică e o fabrică de iaurt Danone. Uite și scrie acolo sus. Acum n-am oprit să vă arăt așa în detaliu, că nu știu cât vă interesează, dar se fabrică Danone în Germania, clar, plin de fabrici, plin de ferme, plin de tot felul aici în Germania. Uite, aici se vede o altă hală, acolo e fabrica. Da, cred că e mișto să lucrez la Danone pe un salariu, mă gândesc, de câteva mii de euro, că aici așa se pune problema. Dacă sunteți curioși cât se câștigă în Germania, e foarte simplu să băgați un Google și vă dă câștigurile de aici, din Germania. Trecem peste Main, e un râu aici, când am venit vi l-am arătat, și mergem spre Würzburg. Aici sunt culturi de viță de vie, exact, mi s-a spus, mi s-a confirmat viță de vie în această zonă. Ia uite, pusă pe arac, așa se cultivă aici. Ar fi interesant să gustăm și un vin local, dacă o să găsim, cu siguranță o să facem și acest lucru. Străzi, evident, puse la punct, chiar m-am uitat intenționat după o groapă aici în Germania și nu am văzut. Plin de viță de vie aici, sau vie, pe arac mai bine spus, dealurile astea full, și cu siguranță o să fie aici, prin zonele astea, un loc unde se poate degusta un vin local. Ce-mi place că în Germania, ia uitați cum arată dealurile lor, sunt într-o zonă din asta mai cu dealuri, văd, dar evident că se lucrează, eolienele nu lipsesc, energie cât cuprinde, verde, cum se spune. Ia, uite aici alte culturi, ceva livezi, și evident trebuie să urmeze și o fermă ceva. Păi da, v-am spus eu, cam așa stau lucrurile aici, totul pus la punct, și imediat o să vedeți acolo în plan îndepărtat o altă localitate. Evident că drumul nu trece pe lângă casă, să nu fie deranjați oamenii, dar cred că principala lor activitate aici e agricultura, din ceea ce se vede că e totul pus la punct. În drumul meu spre Würzburg intrăm și într-o localitate, Rheindenzacke îi spune. Ia uitați cum arată casele. Și un penny aici la intrare, dar nu o să intrăm astăzi în penny. Mergem prin localitatea asta pentru că o să ajungem pe malul apei. V-am tot arătat Mainul și vreau să vă arăt un loc de relaxare pentru germani. Aici, de exemplu, merg în continuare. Ia uite, vița de vie, dealurile sunt pline, v-am arătat. Acum dau un pont românilor, dacă căutați de lucru aici, cu siguranță au nevoie de oameni la ajutor de cules struguri. Na, haideți că am ajuns și pe malul Mainului, vedem și vaporașul. Aici e un loc unde lumea vine pentru relaxare, uite, pentru plaje, pistă de biciclete, pentru că aici în Germania foarte mulți bicicliști, se circulă foarte mult cu bicicleta.
Da, cam așa arată Mainul. Plimbare cu vaporașul. Bicicliști. Evident și jogging. Vedem o domnișoară căreia îi dorim mult succes la concursuri sau în viața de zi cu zi. Într-adevăr, plină parcarea. Aici se și stă la plajă, într-un loc unde e soare. Seamănă cu Mureșul nostru sau cu Străiul, dar acum nu știu, problema următoare, că după mintea mea eu o scoate grătarul să trag niște mici sau o ceafă, dar niște mici de bulbucan aici în decorul ăsta ar merge la fix. Uite și ceva gâște pe aici, văd. Nu știu, sunt sălbatice, le aduc ei. Cresc ele pe aici. Habar n-am. Aici e locul unde se stă și la plajă. Uite, acolo sunt niște domnișoare care se relaxează. Loc de spațiu pentru copii, pentru plimbat căței, că se poartă și aici, pentru ieșit cu copiii. Tot ce trebuie au aici. Am venit să văd și eu acel loc în drumul nostru spre Würzburg. Dar vă spun sincer, chiar mi-e o poftă de o bere nemțească undeva la o terasă. Dar cum să nu-ți placă Germania? Totul pus la punct. Superb. Casele alea tipic nemțesc. Merge spre Würzburg, a plecat de lângă apă. Mi s-a spus că sunt și locuri evident special amenajate pentru grătare. Nu are nimeni treabă cu tine dacă faci un grătar. Case puse la punct, aranjate. Curățenie. Totul pus la punct. Aici avem și tablița care ne anunță că intrăm în orășelul Würzburg. De fapt nu e un orășel, că e un oraș în toată regula, destul de mare pentru această zonă a Germaniei. Și ce se vede de aici o să vă arăt imediat, cetatea orașului, și sper astăzi să și ajung acolo să vă arăt și vouă imediat după intrarea asta. Ia uitați cum se vede acolo. Hai să facem și un zoom și o să urcăm acolo să vedem, să vă arăt și vouă. O să mergem și pe centru să facem o plimbărică, iar mai apoi mergem la un viewpoint, așteptăm să se facă seară, stăm eventual la o berică până se face seară și urcăm într-un viewpoint super tare să vedem orașul Würzburg, chiar acum intrăm în el. Și atenție, nu intrăm în cetatea de la Alba Iulia, ci în cetatea de la Würzburg, adică fortăreața Marienberg. Seamănă foarte mult cu cetatea de la Alba Iulia. O să facem un loc și de acolo, chiar că nu am. Dar dacă tot am ajuns în Würzburg, hai să vizităm și portăreața Marienberg deasupra orașului Würzburg. Mai sunt ceva vizitatori, e și un loc de cult aici. În timpul prințului Johann Philipp și a urmașilor săi, portăreața a fost întărită din punct de vedere strategic cu bastioane, fortificații militare și cu un zid de apărare lung de 12 km. Iar în curtea interioară aici, în fortăreața asta, se găsește o fântână cu o adâncime de 105 metri. Se poate urca cu mașina.
au făcut ce au făcut nemții și la ei se poate merge cu mașina, fortăreață, evident. Mai probabil aici pe vremuri cu trăsura se urca. N-am luat la pas cetatea, am zis că vă arătăm cel puțin intrarea în cetate, vă arătăm din mașină. Evident, loc pentru militari, curtea interioară. Și nu e cetatea de la Alba Iulia, este fortăreața Marieberg din orașul Würzburg. Hai să ne plimbăm și noi puțin pe aici. Cam așa arată de aici din acest punct, dar o să merg undeva ca să vă arăt și cum arată orașul de pe fortăreața asta. Se coboară pe aici, intrăm. Seamănă tavanul, stilul de construcție cu ceea ce am văzut la castelul de la Hunedoara. Hai să vedem cum arată orașul. Cu siguranță și din acest loc, de la fortăreața asta, care dacă veniți în Würzburg o vedeți undeva la înălțime, cu siguranță de aici avem un viewpoint foarte frumos asupra orașului Würzburg. Așa că ne îndreptăm și noi spre un viewpoint, mai sunt vizitatori aici. Da, uite cum arată. A, stați că trebuie să mă urc aici undeva sus. A, cam așa arată de aici un viewpoint asupra orașului. Aici sub mine e un deal cu viță și evident orașul. Parcă e Bega, dar e altceva aici. Și aici se vede doar o parte a orașului Würzburg. Oraș destul de mare. Și dacă tot am ajuns, nu puteam să nu vă arăt și vouă viewpoint-ul de la cetatea din Alba Iulia. Seamănă ziduri asemănătoare, hotăreața asemănătoare. Chiar o fortăreață impresionantă. Îți oferă un, până la urmă, un loc de relaxare. Acest loc, această fortăreață. Aici în stânga e cetatea, iar aici în dreapta e orașul. Și evident, turiști. Și vă spun eu, chiar acum sunt niște turiști pe care ar vrea să-i aibă mulți dintre voi. Se vorbește engleză, se vorbește ucraineană, din câte îmi dau eu seama. Asta este un vlogger, e atent la multe detalii atunci când merge într-un loc. Aici sunt și niște domnișoare superbe care se relaxează cu un viewpoint asupra orașului și evident fac și o mică plajă. Și chiar servesc ceva. Da, și dacă v-am arătat din locul acela un viewpoint asupra orașului Würzburg, haideți să vedeți că din locul ăsta cred că cuprindem o arie mai vastă, mai largă de vedere asupra acestui oraș. Acum vă las pe voi să vă dați seama cam cât ar fi de mare. Se mai spune că și orașul bisericilor, că sunt foarte multe. Cam ăsta ar fi un viewpoint de aici asupra Würzburgului și vă spun eu că e destul de mare. Sunt foarte multe
pe lângă faptul că e un centru universitar, sunt și foarte multe clădiri ale instituțiilor impunătoare și acest stil de construcții care ne amintește de orașele noastre din Transilvania. Iar aici, în spatele meu, este fortăreața. Zidurile cetății de Alba Iulia. Dacă ajungeți prin aceste locuri, merită să le vizitați. Aici, în Würzburg, totul arată superb. Iar legat de viewpoint-uri asupra orașelor, ia uitați-vă pe imaginea asta, câtă verdeață vedeți în orașul ăsta. E clar că nemții au știut să aibă un alt sistem arhitectural asupra orașelor, asupra localităților. Nu sunt betoanele alea comuniste, e verde, pentru că ei sunt iubitori de astfel de lucruri. Acolo, dacă vedeți, e un pod. Și e cam multă lume acolo. E podul vinului aici în Würzburg. O să ajungem și noi astăzi acolo. Acolo se poate cumpăra vin. Asta pentru că toate dealurile astea sunt pline de, chiar aici sub mine, sunt pline de podgorii de vin. Nu știu ce prețuri are vinul, dar cu siguranță mergem să bag și noi niște vin. Acum, fortăreața asta, să nu credeți că se vizitează gratis. La intrare e un tichet, se ia și se plătește aici la bancomatul ăsta, un fel de bancomat, se poate plăti cu cardul, 3 euro costă să vizitezi fortăreața Marienberg, aici în Würzburg, Germania. Bun, plecăm de aici, de la fortăreața Marienburg, se poate vedea acolo, avem un... Dacă tot suntem în Germania, un B&B de Germania, cum se spune. Bun, mergem spre centrul orașului, să vizităm puțin, să vedem care e atmosfera în centrul orașului și să ajungem și la podul cu vin. Avem de vizitat aici, nu glumă. Da, bun, ca să luăm orașul la pas, am găsit și o parcare subterană și e parcare subterană cu vreo 3-4 level, nivele. 2 euro costă, 1 euro, 2 euro ora, ceva de genul. Se poate plăti cu cardul, se ia o tichet la intrare și la ieșire pui acolo cardul. Da, haideți să și vedem pe unde găsim un loc de parcare, apoi luăm orașul la pas. E un oraș destul de mare și vă imaginați că dacă luam orașul la pas până la cetate, îmi trebuia foarte mult timp. Se și înserează, vreau să vă arăt podul vinului, să facem o privare și pe centru, iar spre seară să ajungem la viewpoint-ul orașului. Hai că am și-am găsit loc aici de parcare, perfect. Da, am intrat în centrul Würzburgului. Auziți aici ce vuiet, se aude că e full de lume pe la terase. Da, haideți să vedem ce viață readuc ăștia. Deci terasele sunt full. Așa ceva. Deci seamănă cu... Ia uite aici, chiar lângă biserica asta. Terasele sunt full. Auziți cum se aude vuietul? Deci așa ceva
Bun, hai să vedem, ne băgăm și noi aici nebunia asta sau găsim ceva mai liber. Dacă ăsta cred că e visul oricărui patron să aibă mesele așa full. Deci ce e aici? Chiar lume care mănâncă, lume care bea, e și lumea în oraș. Full, full, full. Bun, e clar că nu o să stau aici pentru că oricum el nu-mi place chiar aglomerație, dar vreau să vă arăt și vouă atmosfera full, fiecare terasă, fiecare cort, full. Vreau să vă arăt atmosfera. A, uite aici ce... un alt obiectiv în acest oraș, dacă veniți. Oricum se spune că e orașul cu multe biserici. Bun, hai că am ieșit din Ermălaia aia. Vreau să vă arăt și pe aici care e atmosfera. E foarte mult tineret aici în acest oraș pentru că, după cum v-am spus, este un centru universitar. Foarte multe fete frumoase, dacă vă interesează, cu toate că se spunea că în Germania nu se găsesc fete frumoase, dar vă spun eu că e plin. Aul, altă serie de corturi de terase full și aici. Iar o să se audă vuietul ăla. Intrăm iarăși în nebunie. Auziți și voi care e atmosfera aici. Cred că tot orașul a ieșit la terasă. Lume care povestește și consumă ce are și își vede de treabă. Ești inexistent, nu te bagă nimeni în seama aici. Am fost în multe locuri unde se uită după tine pentru că se vede că filmezi. Aici nu interesează pe nimeni. A, uite, tot felul de mâncăruri. Bun, ia să vedem și pe bulevardul ăsta, aici, pe liniile de tramvai, e ceva aglomerație, e și vineri seara aici și probabil a ieșit lumea, începe weekendul și aici. Din ceea ce văd eu, foarte mulți merg spre piața aia, locul ăla, chiar în centru aici, unde e... unde sunt terasele alea mari. Dacă vreți să intrați la WC, sunt un fel de containere puse aici. Bun, aici e un fel de pietonală. Foarte mulți bicicliști. Dar cam în toată Europa se poartă treaba asta. Aici e mai liniște, văd. Probabil acolo e ceva târg de ceva sărbătoare, că erau prea mulți. Haideți să vă arăt și un magazin unde toate produsele ales cliente price este 1 euro. Sunt ceva afișere aici. Vă ăsta e un magazin, o să intrăm și înăuntru să vedem ce găsim și noi la 1 euro. Acum în Germania au arestare live. I-au pus cătușele lui ăsta. Nu știu ce a vrut. Ia uite, a venit polițai. L-au luat, e gata, i-au pus cătușele și îl duc, ăștia nu discută. Da, acolo e mașina poliției, l-au arestat pe ăsta, i-au pus cătușele aici față de noi, ia uite acum, nu știu ce îi fac, îl bag în mașină. Da, cam așa își desfășoară poliția pe aici. Nu vrea să intre, hai să vedem ce-i face. Da, asta doar în vlogul lui Dacia Gojira. Ah, l-au băgat. Nu discută. Stai să nu se dea pe partea aia.
misiunea poliției din Würzburg, doar vlogul lui Dacia Gojira. Vă spus eu că e inedit vlogul ăsta, dacă vă uitați la el. Da, gata, hai că l-au calmat. Da, haideți să vedem cum arată podul vinului aici în Würzburg. Da, nu, hai, da, cu berea în mână. Ia uitați aici, lumea cu pahare de vin și se consumă vin. Deci asta e șmecheria aici pe podul vinului, e o tradiție. Și uitați-vă, după cum vedeți, că nu e doar tineret. Hai să încerc să și filmez. O să bate și soarele. Lumea stă la coadă la vin. Se ascultă muzică. Se stă la o poveste. Vedeți? Lucruri care în România par așa mai ieșite din comun. Cam asta e viața aici pe podul vinului. Acolo sus e fortăreața. Ăsta e Mainul, aici e podul peste Main și e podul vinului. A, uitați-vă ce aici, și într-o parte și în alta. Se poate cumpăra vin și se stă practic la un bar de vin la o discuție. Asta e toată șmecheria aici, în acest loc. Probabil e o tradiție. Am și întrebat cât costă. Aici 4 pahare de vin pe podul vinului costă 3 euro. E și lume care ascultă muzică, se dansează pe podul ăsta. E incredibil. Chiar simți libertatea aici. Am văzut că dacă n-ai cu cine să bei un vin, vii aici pe podul ăsta și cu siguranță găsești pe cineva. Bun, de la podul vinului mergem și spre alte obiective pe aici prin oraș, să vedem viața de zi cu zi. Orice caz, lume cosmopolită, toate națiile pământului în acest oraș. Oameni care parcă vin să se relaxeze, să se distreze. Nu par a avea griji. No, haideți că și ajungem aici la Mykonos. Într-adevăr, lume la terasă. Dar vreau aici la ăștia, la Mykonos. Ia uite, sunt... Da mă, restaurant Mykonos. Și uite, e biserica. Avem aici prețurile exact ca cum e în Grecia. Hai să facem așa. O să dați voi un stop cadru dacă vă interesează să vedeți. Dar acum chiar sunt curios dacă găsesc la ăștia bere. Nu au numai Koenig, au bere germană, nu au Mito. Și a venit și ceea ce ne oferă e chiar poza cu Mykonos Town. Am și vorbit cu doamna de aici, ei sunt din Mykonos, din Grecia. Le-a spus că anul trecut a fost aici și hai să vedem ce ne comandăm. Vara asta am ales Germania, am ajuns aici în Würzburg la o tavernă, în restaurant Mykonos, dacă anul trecut a fost chiar aici în Mykonos Town. Suntem într-o tavernă grecească, o să comandăm și noi ceva și o să avem atmosfera din Grecia, că oricum seara ieșeam la o tavernă. Evident, evident că din partea casei a venit pentru noi toți o astfel de salată, tradiția se păstrează. Știam că în Grecia așa se aduce, nu știam că și aici. A venit și berea, nu au Mitos, dar în schimb auzo. Am comandat pe aici, salată, gyros, pita, știți voi, lucrurile grecești. Cam aici se termină pe ziua de azi și vlogul meu. Rămânem aici la masă să mâncăm, așa că mâine din nou la plimbare, să mai vedem locuri mișto. Eu vă mulțumesc mult că mă urmăriți, iar până la un nou vlog, ca de obicei vă spun cu voi, binele să fie!